Ca să vedem dacă este ceva bun de ale gurii prin cartier. Iar tipii ăia, Al și Pit, cei mai netrebnici și îngheri din lume. Băieți! Dor, chiar par să fi prins câțiva. Arrivederi, ce băieți! Myron, tu de ce te ascunzi? Roaznic, dar nu-ți face griji, Myron. Voi face tot ce pot să te protejezi, la fel și pe ceilalți vagabunzi. Masa? Doar stai departe de ei și gata! Joacă-te în continuare cu veverițele, Odi! Așa-i va rămâne mai multă mâncare pisoiului lui Portocaliu. Cât ai în tot stomacul meu? N-am mai mâncat nimic de la miază și e deja unul fără un sfert. Bă, dacă nu se poate opri, să cumpere niște grătare! Oh-oh, nu miroase a tine să vorbesc cu cel care a inventat-o. Ăsta e un tunel. E cineva acolo? Sapi? Ce să sapi? Nu prea. Tunelul tău ne-a distrus toată grădina. În plus, mi-ai ruinat prânzul. Să discutăm? Sau nu? Trezi niciodată? Nu ai râs niciodată? Îl face să râzi. Maestre muzica! Ei bine, nu a fost deloc amuzant? Tu ești pe cale să devii un fost papagal. Primant să stea aici. Să ieși mai deprimant. Doar să urmezi șirul de oameni deprimați. Când are dreptate, are dreptate. Doctorul Whipple, dacă ești cu minte, John îți va cumpăra înghețată. Cantități masive de lasagne nu m-ar înveseli. Hey, și eu recunosc că mă bucur să te văd. Îmbăț și va fi cel mai bun prieten al tău pe vecie. Agal ce-a descoperit un nou mod de a vedea lumea. Ciudat, și eu am propria mea emisiune și este o emisiune minunată. Cele 11 minute și jumătate au trecut. Se încheie și desenul nostru. Sunt bucuros că Paxton are dreptate. Viața e frumoasă, dar e și mai frumoasă dacă ai pizza. Ați auzit? Mi s-a părut că sunt niște șoareci care plâng. Păi, de ce ai făcut-o? De multe ori fac asta. Santa, acesta e un desen animat ce durează 11 minute și jumătate, iar eu voi trage un pui de somn de 11 minute și jumătate. Oh, nici Odi nu e aici. A mers în vizită la fratele lui John. Oh, John e la muncă. Nimic nu mă deranjează. Nu știu ce e, dar pun pareu că e intriga episodului. Crede că mi-e dor de asta. Și de asta. Și de asta. Este exact unde trebuia să ajungi. Ultimul care iese are curici. Am reușit să-i conving pe cei de la Consiliul Cârtițelor să o aprobe. Parcă în vreo 18 luni vom putea duce prin tunelul săpat de el mâncare chinezească, autentică.